Da, nu sunt mulți, dar sunt printre noi oameni ca și noi. Nu sunt mulți, dar ei alcătuiesc omenirea cea adâncă, singura de fapt care există cu adevărat. Paște-te un bun prilej pentru a lua aminte la cele două căi care ne sunt în față. Viața sau moartea, lumina sau întunericul, Hristos sau potrivnicii lui. Alegerea este esențială. Ce va cucere mintea și inima noastră? Chemarea veniți de luați lumină? Sau cântecul amăgitor al abuzului de putere, avere și plăcere? Cu smerenie și stăruință să rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute a căuta numai calea care duce către El. În cădere și în slăbiciunea noastră, Hristos cel înviat să nu ne lipsească de iertarea sa. Sfânta Înviere să vă aducă lumina cerească în inimă și în cuget. Pacea lui Hristos să fie prezentă în viața fiecăruia, în viața familiei, bisericii, a țării și a lumii. Fie ca într-un duh, cu o inimă și într-un singur glas să mărturisim al vostru părinte și frate cu Hristos și către Dumnezeu rugător, Teofan, Mitropolitul Moldovei.